Tavi, ar fi bine să mergi. Da, Tavi, ar fi bine să mergi în partea aia, la altă piață. Mă duc până la... Bună seara, România! Bună seara, Sibiu! Bună seara, dragi români! Bun găsit, spectatori și telespectatori deopotrivă! Suntem în transmisiune directă pe TVR1 din Piața Mare a Sibiului, un loc de unde pornește către toți românii un eveniment cu totul special, dedicat, iată, Centenarului României. Sibiu 100, Centenarul României Mari. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Sibiu, produs de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu și Continental Automotive Automotive Systems. Evenimentul, doamnelor și domnilor, își dorește să fie o reconstituire a vizitei istorice întreprinse de generalul Henri Mathias Berthelot în Transilvania, atunci când și-a dorit să popularizeze unirea acesteia cu țara. Împreună, iată, în clipele următoare, vom retrăi emoțiile zilei de 2 ianuarie 1919, atunci când armata română și comunitățile din jurul Sibiului au cinstit prezența generalului Berthelot. Taica Burtălău, așa cum îi spuneau țăranii acestui mare iubitor de România. În organizarea evenimentului, trebuie să știți, s-a acordat o foarte mare atenție detaliilor, veți vedea în clipele următoare, tocmai pentru a reda cât mai aproape de adevărul istoric tot ceea ce s-a întâmplat atunci. Foișorul pe care îl vedeți în dreapta mea a fost recreat cu un aspect foarte apropiat de cel care apare în fotografiile vremii. Astăzi îi salutăm, iată, în foișorul oficialităților pe primarul municipiului Sibiu, doamna Astrid Fodor. Bună seara! Este gazda noastră în această seară, alături de oaspeți foarte importanți, printre care vă rog să-mi permiteți să salut prezența aici a ambasadorului Franței, excelența sa, doamna Michelle Ramy, și ambasadorului Marii Britanii, Andrew Nobel. În filmul de deschidere ați putut vedea cu siguranță entuziasmul și primirea caldă pe care a primit-o generalul Berthelot aici în Sibiu, în frunte cu Iuliu Maniu, președintele Consiliului Dirigent al Transilvaniei atunci. Astăzi, doamnelor și domnilor, peste 1000 de oameni reconstituie acest moment istoric, iar spectacolul se va deschide întocmai ca acum 100 de ani. Cum? Exact ca atunci, printr-o paradă militară. Să o urmărim împreună. Onorantă asistență, sosește excelența sa, generalul Henri Mathias Berthelot, comandantul misiunii franceze în România și consilierul militar al majestății sale, regele Ferdinand I. Garda valieți! Gardă! Drept! Pentru onor spre dreapta, prezentați! Arm! General, garda de onoare, constituită în cinsta sosirii dumneavoastră, vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, colonelul Vasilescu. seara! Urmează intonarea imnului Franței și a imnului regal. Urmează să ia cuvântul doctor Iuliu Maniu, președintele Consiliului Dirigent al Transilvaniei. Dragi compatrioți, pe drept cuvânt s-a împletit bucuria noastră cu bucuria Franței, odată cu revenirea pe pământ românesc a generalului Berthelot, care a fost părtașul tuturor durerilor și tuturor grijilor războiului nostru. A fost acela care a fost sfătuitorul înțelept și modest, înflăcărat în sentimente, dar metodic în acțiune, a fost izvorul liniștit de experiență și știință, de la care s-au întremat oștile noastre în epoca reorganizării și care a pășit alături de noi în luptele finale de izgonire a dușmanului de pe pământul străbun. Numele dumneavoastră, domnule general, este nedezlipit de acela al României Mari, căci zi de zi ați trudit alături de noi pentru realizarea unirei tuturor românilor. Din partea Consiliului Dirigent român și a compatrioților mei, îmi iau voie să vă zic bine ați venit, dumneavoastră, excelență, căruia pe drept cuvânt îi se spune cel mai bun prieten al României Mari. Urmează să ia cuvântul excelența sa, generalul Henri Mathias Berthelot. Șederea mea printre românii de peste munți m-a convins că sufletul lor este același cu cel de la București și Iași. Am fost de asemenea mișcat de manifestările unanime de stimă și iubire pentru Franța, care au avut loc pretutindeni la trecerea mea pe aici, de sinceritatea și delicatețea exprimării lor. De aceea, din adâncul inimii, vă rog să primiți, domnule președinte, și să transmiteți și mai departe expresia celei mai călduroase bucurii și urările mele deosebite pentru realizările dumneavoastră. Trăiască România Mare! Urmează defilarea unor detașamente ale brigăzii 7 infanterie și 2 vânători și artilerie, aflate sub comanda generalului de brigadă Traian Moșoiu, guvernatorul militar al Transilvaniei. Gardă! Drept! Pentru constituirea dispozitivului de defilare! Gardă înainte! Marș! Alinieți! Gardă! Drept! Pentru defilare! Cu onorul spre drepta! Gardă înainte! Marș! Ziarele vremii ne spun că în 2 ianuarie 1919 au venit la Sibiu circa 10.000 de oameni, din peste 70 de comunități. Întregul demers a fost coordonat atunci de președintele Astrei, Andrei Bărseanu, iar foișorul oficialităților a fost realizat sub atenta îngrijire a inginerului Niga. Pentru întâmpinarea generalului Berthelot, oamenii din oraș au așezat covoare țesute la ferestre, în semn de mare sărbătoare. Țăranii și-au confecționat atunci steaguri tricolore, foarte rare de altfel în acel timp, obținând culorile acestora din gălbenuș de ou și din vopselele cu care colorau ouăle de Paști. Urmașii lor vin astăzi cu foarte mare mândrie în fața dumneavoastră, mai ales că mulți dintre ei păstrează în suflet poveștile bunicilor care au participat atunci la primirea generalului Berthelot. Foarte frumoase, superbe, aș spune, piese de costum tradițional, lucrate în acele vremuri, se vor etala în clipele următoare sub privirile noastre. Practic, va fi o întâlnire cu un alt timp și cu costume care au fost lucrate, spuneau, cu multă migală, comori adevărate, lucrate în războiul de țesut, în vreme de iarnă, sau cu sute la lumina lămpașului nopți de-a rândul. Primari, preoți și dascăli însoțesc comunitățile la paradă. Să-i primim! Din bogăția pământurilor noastre, sibienii vă aduc în dar butoaie cu vin și care încărcate cu cucuruz și grâu. Sașii din Turnișor și-au delegat astăzi reprezentanți tineri ce poartă cu mândrie tractul. Din marea iubire ce au pentru România, oamenii din Gura Râului au îmbrăcat straie purtate în sfintele zile ale Crăciunului, când junii joacă căluțul, banul mărăcine și călușarii. De pe Valea Hârtibaciului vin cu mare respect oamenii din Alțâna. Bărbați și neveste din Seliște, mândria satelor românești, vă invită cu drag să le treceți pragul casei. Din Săsăuș și Chirpăr sosesc români îmbrăcați cu vălitoare lungi de 2 metri și cojoace de la 1895, făcute din 10 piei de miel. Mândria comunei Rășinari sunt, desigur, călușerii. Cel mai tânăr dintre ei are 4 anișori. Din Schellimber, sat bombardat în Marele Război, din Mohu, din Bungrad și Veștem, vin la lai copii, tineri și bătrâni. Românii din Arpașul de Jos etalează șurțele într-un colț cu care joacă fetele de anul nou. Androcul, îmbrăcat de la Sfântul Nicolae până la Bobotează, și cheptarele lucrate cu multă migeană. În semn de respect, oamenii din satul Repiș, comuna Brădeni, au îmbrăcat iile cu fileu și cămeșile, ce le-au mai avut doar la nuntă. Din avrigul lui Gheorghe Lazar vin să vă salute ficior ce poartă câte 5 mândruți odată în joc. Cetatea Tălmaciului este astăzi reprezentată de juni și fete ce îmbracă portul de mărginime prezentat la Expoziția Națională de la București în 1906. Trăiască România Mare! Au căsut pe steag femeile din Boian în 1918, iar azi aduc în fața dumneavoastră tricolorul purtat lângă inimă atunci, la Marea Unire. Din părțile albei de la Vinerea cu Gir au venit călușeri, cu zdrâncoane la picioare și bâte împodobite cu plimburi. Cu căruța și alaiul de ficior și fete sosesc românii din Sadu. Azi, la mare sărbătoare, poartă costume vechi de 100 de ani. Urmează să ia cuvântul excelența sa, generalul Henri Mathias Berthelot. Vă mulțumesc din inimă pentru binevoitoarea dumneavoastră atenție. Vă asigur că voi purta pentru totdeauna un deosebit interes cauzei române, care mi este așa de scumpă. Nu părăsesc Sibiul, de acum oraș al României Mari, decât lăsând aici o parte din inima mea. Gardă! Drept! Petronor spre stângă, prezentos! Arp! Cu această impresionantă paradă se încheie spectacolul nostru de reconstituire istorică. Doamnelor și domnilor, să nu uităm însă că jocul tradițional a fost întotdeauna alături de români în momentele de bucurie. Iată, astăzi, ansamblul folclorii profesionist Cindrelul Junii Sibiului, cea mai veche formație de dansuri tradiționale din țară, este cu adevărat un ambasador cultural al României. Profesionalism, talent, pasiune sunt calitățile prin care promovează cultura tradițională, coordonați fiind de un mare român. Vorbim de un coregraf, de un manager de excepție. Doamnelor și domnilor, Silvia Macrea este cea care pentru această seară a pregătit un moment special. Un moment artistic care sper din toată inima să fie cu adevărat o demonstrație coregrafică unicat. Vom merge în toate zonele istorice, Transilvania, Moldova, țara românească, peste tot, în toate colțurile, simțind asemenea. Coregrafia Teodor Vasilescu și Silvia Macrea. Doamnelor și domnilor, Junii Sibiului! Piața Mare! Sibiului. Mulțumim foarte mult Silviei Macrea, mulțumim dumneavoastră și vă invit să-i salutăm pe telespectatorii noștri. Ne despărțim de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, Sibiu 100, centenarul României Mari. Toate cele bune, ne întoarcem în studio. Și acum, doamnelor și domnilor, spectacolul continuă. Evenimentul din această seară vă aduce în atenție unul dintre cele mai reprezentative coruri din România. Un ambasador cultural, așa cum am spus și mai devreme despre Juni, pentru România, ani de zile. Este, spuneam, considerat cel mai apreciat cor autohton, Corul Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin, o emblemă a vieții muzicale românești. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin, a susținut peste 4500 de concerte, aplaudate de melomani din toată lumea. S-au impus ca un adevărat brand de țară. Ana Ungureanu este dirijorul principal al corului Madrigal, fiind specializată în arta dirijorală. Este de asemenea director artistic al programului național Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România. Alături de celebrul cor va urca pe scenă și ansamblul Peda Sonora al Colegiului Național Pedagogic Andrei Shaguna din Sibiu, membru de asemenea al rețelei Cantus Mundi. După 7 ani de activitate, programul național Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 900 de coruri. Împreună, Corul Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin și Peda Sonora, în total 100 de voci în această seară, vor interpreta imnul României la finalul recitalului pe care îl veți urmări în clipele următoare. Deșteaptă-te, române, va răsuna în inima fiecăruia dintre noi și vă îndemn în această seară să fim, poate, mai împreună decât oricând. Aveți pancartele cu roșu, galben și albastru. Vă invităm să le ridicați la acel moment deasupra capetelor dumneavoastră, creând astfel aici, în Piața Mare din Sibiu, un imens drapel al României. În scenă se află deja corul Madrigal. Să le spunem bun venit la Sibiu și succes! Da, 100 de voci pentru 100 de ani de România. Sibiu, 100, centenarul României Mari. Mulțumim împreună corului Madrigal, corului Peda Sonora. Mulțumim dumneavoastră, dragi sibieni, pentru această clipă în care cred că am arătat lumii întregi tot ceea ce are mai frumos, să spunem, România. Dumneavoastră, în această formulă, acest tablou atât de frumos, alături de acești copii, alături de corul Madrigal. De-a lungul celor 827 de ani de istorie atestată documentar, Sibiul s-a remarcat în România și în lume ca un oraș multietnic. A marcat premiere în cultură, știință, educație, administrație și industrie. E responsabilitatea noastră, a generațiilor de azi și de mâine, ca Sibiul să fie recunoscut în continuare ca un oraș al culturii și al comuniunii armonioase între oameni.